Într-un meci restant, contăm pentru etapa 15-a din Liga Florilor, primul eșalon valoric al handbalului feminin autohton s-au întâlnit CSM Deva și SCM Râmnicu Vâlcea. Deși au jucat mai bine ca în alte jocuri, devencele prinse în dese rânduri pe contraatac au pierdut cu 34-22 în fața unui adversar mult mai valoros. Nu știu ce să vă spun, eu văd o creștere la această echipă, nu știu ce văd alții la această echipă. Eu de când am venit am încercat să fac numai lucruri bune, am încercat să aduc echipa pe linia de putere, am reușit și o victorie cu ajutorul tuturor, ca să nu se simtă dați la o parte, că așa se e pe aici. Meciul de astăzi, ce pot să spun despre meciul de astăzi? N-am reușit să punem la punct ceea ce am pregătit săptămâna asta, adică să oprim contraatacul și repunem rapid adversarului, unde acolo cred că s-a făcut diferența și am avut și perioade bune care trebuie să le luăm ca atare și să mergem mai departe să facem un joc bun. Totuși am jucat cu Vâlcea, ne doream să facem un joc mult mai bun, dar asta este, trebuie să vedem și realitatea care a fost. În urma acestei înfrângeri, Deva, care are o singură victorie în campionat, este retrogradată matematic din Liga Florilor. Singura șansă posibilă de scăpare de retrogradare, prin trecerea unui baraj de menținere în primul eșalon, este mărirea numărului de competitoare din sezonul viitor, lucru luat în discuție de noua conducere a federației. Până atunci însă, fetele de la Deva, unele dintre ele jucând chiar foarte bine în partida cu Vâlcea, speră să obțină un rezultat mai bun în meciul următor de la Zalău. Un joc foarte bun personal. Cum ți s-a părut și jocul echipei? În momentul de față nu cred că pot să iau în calcul jocul meu personal, deoarece echipa a pierdut. Dar noi ne-am dorit foarte mult să facem un rezultat bun, având în vedere că am câștigat Comioveni. Dar greșelile noastre și-au spus cuvântul și echipa ne-a prins pe repunere rapidă și faza a doua. Acum eu aș spune așa, că dacă ați fi jucat măcar cum a jucat astăzi în tot campionatul, cred că situația voastră era mult mai bună. Da. Dar învățăm de la meci la meci și sperăm ca etapa viitoare la Zalău să facem un meci bun. Meciul dintre HC Zalău și CSM Deva, care contează pentru etapa 23-a din Liga Florilor, se va disputa sâmbătă 7 mai, cu începere de la ora 11.